În acest weekend, la Eliana Mall, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Târgului cu Bunătăți. Cei care au ajuns la târg au putut degusta și cumpăra o mulțime de produse deosebite. Producătorii au pus la dispoziția cumpărătorilor de la brânzeturi și produse apicole până la dulcețuri aromate și produse proaspăt scoase din cuptor. Am venit cu dulcețuri tradiționale din zona Brașov, dulceața noastră de trandafiri, deja renumită în zonă, pe care brașovenii o iubesc, dar nu numai, chiar și cei din București, din restul țării, chiar și din afara țării, cu dulceață de mere cu scorțișoară, pere cu scorțișoară, de mure, toate dulcețurile noastre sunt bio, au toate avizele. Am venit pregătiți cotele mea maturată de oaie, o pastramă de oaie, brânza de burduf de oaie, cotele mea nesărată de vacă, un caș de vacă, cașcaval de vacă, s-a și vândut după cum se vede, brânzică de vaci proaspătă, o urdă sărată, o urdă cu mărar, o dulceață de ardeu iute, slăninuță, am avut mai multe preparate, dar s-au vândut. Am venit la târg cu produsele stupului, începând cu polen crud, faguri cu miere, miere de salcâm, miere polifloră, miere de tei, miere de mană, miere de rapiță. Și pentru că se apropie luna martie, cei care au cumpărat un borcan de dulceață au primit cadou un mărțișor handmade.